Bună seara și bine v-am găsit! Mă numesc Paraschiv Iulian și Denis și sunt magician. De fapt, nu sunt orice magician. Pe deasupra mai am și diplomă de magician internațional. Tu ai, mă? A, bine, mă, gata, se aude în public. A dat șpagă, a dat șpagă. Normal că am dat șpagă. Dacă taică mi-avea portofelul gros... N-auzi că eu n-am dat șpagă. Și de asta, în această seară, am o surpriză pentru voi. Să-mi intre surpriza! Hai! Da. Opa! O, da! Ce față a făcut Bendeac? S-a întors aplauze, vă rog, și nu s-a întors așa oricum. Cred că s-a auto-invitat în numărul colegului Iulian. El pentru voi este un trofeu. Înțeleg că nu vreți să renunțați la acest simbol al umor, nu? O să încep să vă cerc și eu. V-a fost dor de el, este, recunoașteți. E guilty pleasure. Salutare! Ai împărțit plicurile? Ce ți-a pus pe masă? Doamne, deci nu văd bine momentul ăsta, deloc nu-l văd bine. A venit cu niște plicuri, le împărțim noi, nu? Exact, da, pentru fiecare. Știți vorba aia? De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Domnule Mihai, am un respect foarte mare pentru dumneavoastră, am pentru toți jurații, dar pentru dumneavoastră unul foarte mare. De asta, de la mine, de la Pașcani, v-am adus un mic cadou. Atenție! Cadoul meu pentru dumneavoastră este un balonaș. Și se spune că în viață, degeaba ai baloane dacă n-ai curaj. Mie, de exemplu, îmi vine curajul prin muzică. Nu știu cum vă vine vouă. Cu puțină muzică să-mi vină curajul. Hai! Dar rupe-te, Șerban! Rupe-te! Hai să-ți descriu numărul. Apare un băiețel pe scenă, începe numărul, nimic interesant. Apare prietenul umorului din totdeauna, aplauze forever, cu nimicul care l-a consacrat, cu o freză excepțională. Nu știu cu ce a reușit să-și dea în cap ca să arate în halul ăla. Dar cine l-a băgat în număr? Vreau să mă lămuriți. Cine l-a introdus pe el în numărul ăsta și de ce? A cui a fost ideea fantastică? Pentru dumneavoastră, domnule Mihai, o sticlă de vin să prindeți puțin curaj de la mine, de la Hălăucești, care a fost îngropată 100 de ani în pământ. Mulțumesc frumos. Asta a fost îngropat 100 de ani sub pământ? Da, ca să știți când beți un pahar, să simțiți că e ceva tare. Să vă gândiți la noi, adică la mine, la el, la... Din cauza ta nu putem urmări numărul de magie, prietene. Doamne, cât de random e omul ăsta și cât de fără țintă. Poate vă întrebați acum ce caută domnule, aplauze, vă rog, pe scenă. A venit să strice momentul. Da, dacă mă vedeți, poate n-a venit să mi strice pe tot, dar doar pe jumătate. Nu, mi se pare un moment suprarealist așa de nu, deci nu. În seara asta îi dau șansa să vă arate și el ce știe. Mamă, deci nu văd bine deloc momentul ăsta. Hagică, rupe, tată! Dar încurajați concurentul, nu vă uitați! Pentru a fi un magician... Pentru a fi magician... Nu te cred, nu te cred. Ce, tu ești șoptit acum? Am uitat primul vers. Bă, deci cum, mă? Deci te-ai văzut făcut asta de cor. O să vă arate tot ce știe. Pentru a fi magician. Pentru a fi magician. Lasă-o, mă, așa chiar trebuie să mă întreb pe timpul. Hai, ia. Save-ul, please. Ia. Pentru a fi magician? Pentru a fi magician nu trebuie... Băi, m-ai încurcat și am și uitat versul. Da, Gica, a fost senzațional. Îmi doresc să mai văd. De 30 de ori. În alte numere. Pe care va încerca să le strice. Am apreciat și noul look și freza flamboiată a fost ceva... Tot senzație. O să spun... În locul lui? În locul. Păi nu, că el trebuie să arate tot ce știe. Pentru a fi magician... Pentru a fi magician nu trebuie să fii tot timpul natural. Trebuie să fii foarte natural. Vezi? Băi, deci nu pot, deci nu pot. Este prea mult momentul ăsta, este prea mult pentru mine. Înainte de a începe momentul... Mort. Asta trebuie să spui tu. Grav, n-am fost la repetițiile voastre, dar... Dar normal, nu ai cum să fii. Așa. Așa. Deci, înainte de a începe momentul... Înainte de a începe momentul... Hai, la dracu. Nu știu ce să spună și m-am pierdut, efectiv, m-am pierdut. Îi spune, domnule, ce să spune, domnule. Pentru a fi magician... M-am pierdut. Hai, pentru... Repetă după el! Concentrează-te la el! Bine, mă, gata! Hai. Pentru a fi magician... Trebuie să fii foarte natural. Natural. Înainte de a începe momentul... Înainte de a începe momentul... Vreau să-mi suflec mâinicele. Prima asta. Asta e cam la public. Uite-te la public. Excelent. Dar vin mai proape, dacă toți... Și următoarea? Și următoarea? Așa, uite. Vai, dar ce coață asta? Spune și mie.
E pentru noroc ața aia. Da? Păi ce ai făcut, mai? Ai venit să strici momentul păi ce da, cauzai? Ce să-ți... Asta a fost un mit spus de el. Mă, stai, stai, stai. Oprește, oprește. Stai, leac, stai să mă-ți... Stai, că am legat pantaloni. Și-a legat pantaloni. Băi, e nebun. Stai, leac. Băi, opriți, stai. Mai... M-am și nervat. Gata, deci chiar mi-ai stricat momentul. Dă-te. Stai, leac, băi, tăiați. Lasă-mă, dracu. Lasă-mă să continui. Ce? S-a enervat, vă bune? M-am și nervat. Nu s-a putut din cauza că m-ați legat aici. Lasă-mă, leac. Ha? Care număr? Uite unde are legată. Ce mă? Du-te acolo, dezleacă. Stai liniștit, gata, e bine așa. Du-te acum, gata. Aia a fost elementul lor adus, nu? Nu! Atunci au început să certe pe bune. Da, mă. Vorbesc serios? Da. L-a plecat pe bune de acolo. S-a enervat. Hai, domnule magician, continuă cu încredere. O să continui, încerc scuze. Fă a ceva. A fost ideea mea, a fost o idee prevenită. Și... Cum? A fost o idee prevenită? Prevenită. A fost o idee prevenită, mor! S-a întors. Scuzați-mă, Iulian, oprește. Scuzați-mă să mai întâmplă omul pică din nervi. Să continuăm, dragi mei, numărul. Dar de fapt el a ieșit de pe scenă de nervi. Da, mă, nu i-a ieșit ce a avut de făcut. Pentru i-a ieșit ce a avut de făcut, a uitat și ce trebuia să spună. Nu a fost avuros. În sfârșit. Na, mamă, se mai enervează omul, concurentul. Stai, pe aici nu iesă. Păi, vei să strimi momentul. Băi, cred că stai un pic. Tot nu s-o țicheiet. Un singur truc aveai de făcut. Ăla cu soare. Adică nu e ca și când cineva se aștepta ca ăsta să facă ceva bun. Și să iasă ceva. Vorbesc de aplauze, vă rog. Adică nu știu, se aștepta cineva să iasă ceva bine? Eu m-am gândit că așa e numărul. Așa trebuia să iasă numărul. Prost. Aduceți-mă un scaun, mă pot de-o apleca. Dă-o pe asta, vezi că o intra pe aici. Băi, nu te pot aleargă după noi, Irean! E cel mai tare număr de până acum. Deci... Băi, lasă-mă să-mi continui momentul singur, te rog frumos. Cică are acest talent de a te încurca și de a te obosi incredibil de tare și asta a realizat și colegul în cauză. Cred că i-a părut rău pentru inițiativa... de a forma un cuplu. Pune-i mă omului un picior în piept și trage de soare. Gata, mă, stai să scot toată sfoară de aici. O, dracule. Băi, cu toată rușinea asta este. Aia e sfoară, da, știm. Mai vrei ceva și dracul? Aia trebuia să... Ăla, da, da, asta trebuia, uite, când mă nici kilos mai am pe mine. Mor, deci mai pot mor. Așa, următorul. Încerc scuze. Îi dau legătura lui Iulian. Îi dau legătura lui Iulian! În continuare, știți un mit despre magicieni? Se spune că magicienii, dacă nu știu măcar un truc cu cărți, nu sunt magicieni. Evident, asta așteptam să știi. Din momentul în care ai călcat pe scenă, așteptam trucul cu cărți, întrucât noi suntem fanii trucurilor cu cărți, nu-i așa? Suntem fierți! Să vezi câți oameni s-au adunat. Câți au venit să-i vadă? Uite, mă, toți oamenii ăștia care s-au adunat aici să-i vadă. Doamna Delia, vreau să vă gândiți la o carte. Oricare numai nu vă gândiți la Asul de Inimă Neagră sau Șaptele de Rom, că deja toată sala se gândește la cartea asta. Păi, ție ți-a spus. Vreau să-i propun să facă numărul cu cărțile cu el. Dar spune-i lui să se gândească la o carte. Spune-i lui să se gândească la o carte. Și fă cu el ce vrei să faci cu noi, pentru că ar fi. Dar dacă el o să se gândească la o carte, după o să o spuneți că am vorbit și am regizat ce. Nu, mă. Nu! Dacă vrei și spun eu la ce carte se gândească. Perfect, perfect, domnul, hai, da? Perfect, perfect, da. Bine, deci fii atent. Perfect, Gică, te rog să vii. Eu, pe fiecare carte din acest pachet de cărți de joc, am desenat un om. Acest om este asistentul meu secret, Thomas. Atenție, și el Toma. Pe fiecare carte face câte o acțiune, vă dați seama. Deci, te rog să spui cartea. Tare, da? Șapte de rom. Bravo, șapte de rom. Atenție! Aplauze! Aplauze, vă rog! Aplauze, vă rog, da? Da, voi aplauze, da? Mai de elefant. Da? Hai, mersi de data asta. Voi căuta în pachet cartea șapte de rom. Vreau să o las aici, pe masă. Iar acum, dacă se poate veni mai aproape cu o cameră, vreau să vedeți ce poate face asistentul. Atenție, zoom, atenție. Acum, zoomați pe ce se întâmplă. Deci o să... Asistentul da, 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 e o chestie de... Poate o carte. Iar cartea pe care el o scoate din joben este șapte de romb. Și
Bravo, mă! Carte. Ați avut libera alegere. E un șmecher, da. Dacă vrei, mai spui o ce vreau să vezi. De ce nu aplaudă ăștia, mă? Ce cu ăștia, mă, nu-l aplaudă? Bă, nu, asta a fost... Băi, jur, asta a fost șmecherie. Da, dacă vrei. A fost bun, a fost bun. A fost bun. Jur că a fost. Foarte șmecher asta. Mulțumesc mult. Tu ce te uiți așa? El a venit să strice momentul, nu să mă ajute. Mai bine nu venem. Dar vă cunoașteți? Sau v-ați cunoscut pe internet? Băi, asta e... V-ați cunoscut pe net sau cum? Cum v-ați El m-a băgat în seamă și a fost o chestie... Nu am băgat eu când seamă. Am fost la casting, la hai, umor... Hai să te duc la umor, nu? El nu avea cu ce să se prezinte. Și a zis, a intrat busna peste mine, așa, în moment. Și acum? Acolo. Ăsta este adevărul? Da. Ieși afară. Ieși afară. Exact. Ieși afară. Nu e adevărat. Băi, deci nu mai, gata. Asta a fost. Mai sunt concurenții astăzi, să mergem acasă. Nu, numai, gata. Aplauze, vă rog, de fiecare când apare pe scenă Ai Umor, produce haos și panică. Între membrii jurului și în sală. Plus că eu mă aștept, am așa o panică, mă mai uit la Chelu și sunt... Te rog, Rabdol, abține-te. Iar la aplauze, vă rog, are alergie. Rău. Vai, și afară. Spune gata. Tu varianta acum ta. Varianta ta este. Varianta mea. Așa. Deci trebuie să o spun. Având vedere domnul Chelu, ieși afară. Nu, stai mă să afară. Spună varianta lui. Varianta voci nu se fac auzite niciodată. Ieși afară. Nu. I-a zis, ieși afară din platou, ieși afară. Zic, stai mă, lasă oamenii să vedem ce vor să facă, că au construit o chestie. Stai să vedem, dă-le o șansă. Am avut 20-30 de minute de cumpănă emoțională, neștiind dacă trebuie să-l omorâm într-un final pe acest băiat, la propriu. Ieși afară! Lasă-mă, domne! Lata, domne! Deci l-am văzut la Next Star, da? Pe acest băiat și efectiv i-am propus să colaborăm împreună. Ai zis să-l impresarie sau ce? El e în showbiz, știi? Mi-am făcut firmă de impresariat. Eu. Ți-ai făcut firmă de impresariat? Firmă, eu. Poți să-mi arăți actele? Poți să-mi arăți actele? Vrei să le aduc după mine, să le încarc? Bine, puștule. Ok, și ți-ai făcut o firmă de impresariat? Adică, da, un SRL se cheamă. Să stăm pe subiectul ăsta, Gică. Și ce artiști ai? De cine te ocupi? Ai tu sub contract. Cu cine lucrezi? Deocamdată nu am niciun artist pentru că sunt la început. E la început. Firma abia e de 2 luni deschisă. Ok, da, deci firma nu are niciun contract momentan. Eu nu am o firmă de... Eu n-am impresat. Să vezi să te ocupi de el? Vrei să te ocupi de mine? Aș spune da cu 80%, dar mai 100% cu Delia. Da, dar Delia nu ți-a propus nimic. În schimb, Mihai și-o dorește. Eu chiar îmi doresc. Adică ce-i în mână, nu-i minciună. Tu ți-ai seama, mă atache dacă Gică Gavrilă ar impresaria pe noi? Primul rând că ar negocia la sânge pentru orice. Eu nu vă vând orice. Ce voce are ea? Și artistca asta nu se mai naște. Ai umor, 15.000 pe emisie. What do I want you to do? I want you to make me a better offer. That's what I want you to do. Now we're talking. Hold on 1 second, please, because my secretary just walked in. Thanks. Îți dai seama ce contracte am prinde, ce reclame am face noi la Nufăru. Nu mai știu dacă există. Eu la Gero Vital. De-astea. Hi. The other guys are undercutting you by 20%, so... Oh, so you can do math. Well, then you know anything less than 100 has me walking. Excellent. Am prinde și reclame, am prinde tot, mă. Am merge la emisiuni, la matinal. Știi? Da, ce matinal? La TV Neptun. Bun. Zică, îți mulțumim pentru... ajutorul... Las-o așa. Da, nu, lasă-l un pic pe scenă, pentru că el participă, nu? Da. E de departe cea mai mișto prezența a lui la această emisiune, toată lumea de acord? Gică, cine participă? Eu. Bietele. Băi, mai spus de sărit eu. La ce mai poți te aduc aici? Nu mai adus tu. Te rog să părăsești scena. Avem în fața noastră un concurent. Încep prin a-ți cere scuze pentru asociere. Mi-a părut rău pentru colegul Iulian.
Pentru că era un băiat cum se cade, muncitor, și el chiar a încercat un număr corect de magie pe alocuri surprinzător. Iulian probabil este un băiat care este pasionat de magie, încearcă, se dezvoltă, nimic rău de spus despre el. Singura lui vină este că a acceptat să intre pe scenă cu o nulitate. Asocierea publică cu o nulitate te transformă într-o nulitate, corect? Dar nu mi se pare corect ca el să rămână acolo și să eu... L-ai semnat? Are contract cu tine? Nu. Dar nu trebuie să fie, băi, telenovelă. Îmi pare rău că pentru ce s-a întâmplat, pentru că nu a putut să continue momentul așa cum l-am repetat eu, îmi cer scuze în numele lui. Păi da, să-i spun să pleci singur acasă și nu mai vină cu mine. Eu i-am spus, dacă vrei să te prezinți cu mine, te rog să vii măcar la antrenament, măcar o zi să repetăm împreună. Așa, și el? Am vrut să-i dau textul prin telefon. Nu a vrut în niciun fel, a vrut să-i-l completez eu, să-i scriu pe foaie absolut tot. Uite-mă cum te sapă, fii atent cum te sapă. Eu am repetat momentul de unul singur. Nu m-a ascultat în niciun moment. Așa e? Din cauza muncii, din cauza la mine acolo ninge. Și acum ninge la Iași. Nici cât a mai fost timp, când a venit aseară la hotel, nu a vrut să repete. Deci uite, a riscat. Cât a riscat? S-a sacrificat. Doar pentru faptul că a promis o chestie, probabil, și pentru că ea... Asta e un lucru foarte drăguț, am apreciat la asta, micu. Chiar l-am rugat să repete împreună cu mine, am repetat tot de unul singur să băgat în pat. L-a luat și somnul păcică când a auzit de muncă. De ce nu a repetat la hotel? Răspunsul lui a fost următor. Pentru că am avut foarte multă treabă și 50% eram obosit. Eu m-am obosit să l-o stăm mor. Păi și noi acum ce votăm? Pe tine? Noi îl votăm pe cică. Niciun caz. Cine se aseamănă, se adună și lucrurile bune se fac în doi. Mi-am dat seama că e un băiat de bun simț care a venit să-și facă numărul corect, frumos, și că ăsta l-a încurcat și că nu merita. Era ok copilul, avea și bun simț. Dacă ți-am acordat acum, ca să ștergem cu buretele, să-l ștergem pe gică cu buretele. Da. Te șterge cu buretele. Dacă ți-am acordat 40-45 de secunde în care tu să faci ceva foarte rapid și de impact. Uite, vezi, te-a eliminat, acum face el 40-45 de minute, de secunde, de ceva, și tu asta ești, înseamnă că te-a lucrat. E mai dat o șansă, fă ceva singur fără ăsta de la afară și hai, hai că o dregem acum. Nici mie nu vine să cred chiar ce s-a întâmplat pe scenă. Băi, dar stați mă, că mie nu mi se pare corect. Bă, dar ce a spart faza asta și a spitit aici? Bă, nu sunt... Nu sunt genul. Dar ce Dumnezeu de față s-a spart, mă, de când a venit măsă? Aia de 2000 de euro. Nu de ea. Ești urâtă, am evitat-o. Tu porți soarele în suflet. Ești vărul lui Carlos. Ești vărul lui Carlos? Și frasul lui Johnny Bravo. Băi, de... Mă place să-ți... Come on, man, pe bune. Eu când ne pun ochelarii, gata, mă transform, știi? Aoleu, a fost un om atât de grețos. Aoleu, aoleu. Nu știu de ce am venit, dar știi de ce o să pleci. Deci eu, sincer, mi-aș da un like pentru treaba asta. Eu te aplaud, îți jur că te aplaud. Din nou împreună la Ai Umor. Când Gavrilă Gică apare undeva, pe stradă, la metrou, într-un pom, e clar că lucrurile nu au cum să meargă bine. Cu atât mai puțin pe scena Ai Umor. Singura metodă e să-l dăm afară și să mai încercăm o dată. Să pleci singur acasă, nu mai vină cu mine. Dacă ți-am acordat 40-45 de secunde în care tu să faci ceva foarte rapid și de impact. Uite, vezi, te-a eliminat, acum face el 40-45 de minute, de secunde, de ceva, și tu asta ești... înseamnă că te-a lucrat. E mai dat o șansă, fă ceva singur fără ăsta de la afară și hai, hai că o dregem acum. Crede-mă că după ce am stat 20 de minute să-l privesc pe regele deșeurilor spunând nimic, nu m-a mai interesat nimic din ce a făcut acest băiat. Putea să facă magia magiilor. Magia dispăruse din platou și rămăsese doar o scamatorie ieftină. Hai să uităm episodul cu aplauze, vă rog. Nici nu a fost. Vreau să vă prezint un pachet de cărți de joc. Da, eu sunt omul tău. Complet, diferit. Da. Și aș vrea să tăiați dumneavoastră pachetul unde doriți. L-am aici, tăiat. Perfect. Eu i-am propus ca să mergem acolo. Vă rog să vă uitați la carte. Da. O poate vedea toată lumea. O poate vedea toată lumea? Pot să o văd și eu. Pot okay. Să o văd și eu. Ah, ok. Excelent. Vă rog să o puneți la loc. Vom pune restul pachetului peste. Da. Vă spune...
abracadabra și priviți cum nouăle de inimă roșie apare deasupra. Nu doar atât, este un truc foarte rapid în care eu v-am captat atenția dumneavoastră. Pentru că acum tot pachetul de cărți s-a transformat în nouă de inimă roșie. Excelent. Urmează votul. Hai, mă! Bă, a făcut tot pachetul, mă, cu aceeași carte, mă. Exact ce spuneam eu. Exact dorința mea, visul meu. Nu, chestia cu șapte de rom de mai devreme a fost senzațională. 100 de ani? Da. Mă. Hai, zi, moarte logică. Mă. Chiar dacă ea merge mai departe, vreau să mă duc să-l felicit, pe cuvântul meu. Dar nu vrei și tu din câștigul ăla? Adică dacă merge mai departe, să mergeți împreună? Că până la urmă erați amândoi pe scenă când noi râdeam aici. Yes! Chiar acum merg pe scenă să-l văd. Ai grijă pe viitor la alegeri. Da. Aplauze pentru colegii mei, Delia și Bendeac, care astăzi au făcut numai fapte bune. Au trecut de milă pe toată lumea.